De salutare tuturor, bine v-am regăsit. Astăzi vom face un nou vlog arătorului de Carol. Și de domn porc ăla, nu știu ceva, ce o să vi-l arăt pe el. Ok, astăzi mergem la ziua lui Ștefan și ne vine un colet și o să facem unboxing și da. Acum vi-l arăt pe domnul porc, aici de față. Carol se joacă GTA, dar nu contează. Ei, bă. Nu știu, dar se joacă GTA. Nu e așa? Uite-i mașina lui țăran. Ok. Și aici, nu știu dacă o să stea. Băi. E pocușor. Pocușor, ceva, bă. Te-ai sculat? Ok. S-a sculat și... Aoleu, stai ca din picior. Frâși sunt. Ok, și... De ce nu filmezi? De ce filmezi? Un vlog. Și noi acum așteptăm să ne vină un colet. Și nu mai putem de așteptare pentru că e ceva super bun și trebuie să-i fac unboxing. Și da. Deci o să revin. Când o să vină coletul, facem unboxing. După aia plecăm la ziua lui Ștefan. Nu mai zic cum face este un colet. Nu trebuie să plecăm la ziua lui Ștefan. Ok, deci. Ne vedem. Ok, am mai trecut o oră și acum mă pun și o să mă joc pe laptop. Carol se joacă pe PlayStation. Până o să vină coletul și vom face un unboxing. Cine? Am zis ce... Nu trebuie să te astătură. Altor, comandă de mult. Mai rău, o tastatură. Mecanică. Dar vedeți voi. Ok, vă las și ne vedem când vine curierul. Bă. O, deci ai zis că e tablă. Ai greșit? Bă, ce se vede verde? Nu știu. Ok, pa. Ok, deci acum sunt pe stradă. Mă duc la Ștefan, scuzați, și n-a venit curierul. Nu știu cum o să vină. Eu știu, dat oamenii la mine cu paleta asta în mână. Da, acum mergem la ziua lui. Mai ia fraxul de jos. Ajung destul de repede la el, ce e și cald afară. Da. Haideți că aproape am ajuns. O bactar, bă, n-are rost, nu sunt în întârziere. Merge. Bate vânt. O să se audă în telefon ca naiba. Dar... Hai să locul în față. Că trece o mașină. Bun, gata. Stați așa. Ok, acum am ajuns și eu acasă și mi-a venit coletul. Stați așa să-l iau. Haideți să trecem la desfăcut. Am ajuns acasă de la petrecerea lui. Ok, a făcut telefonul. Uitați. Born for game. Marvo. Ok, mai uită scurt este cea mai ieftină. Tastatură. Mecanică. Fatalitatea aici. A venit tastatura mecanică. Ok. S-o desfac.
să și conectăm. Dai că e sigilat. Dar e frumoasă. Deci este un scorpion, cum îi zicem, Marvel Scorpion Mechanic Keyboard KG 922, dacă îl interesează pe cineva. Red Mechanic Switch. Hai, este cu switch-ul red. Scociurile vieții. Aoleu, nu se vede nimic. Mai are multe scociuri, mă. Nu s-a văzut nimic, dar nu am ce să fac. În sfârșit. Aici scrie Born for Game. Game. Scociu vieții. Stai că nu apare scociu. E, tastatura. Ok, nu am scăpat tastatura. Avem aici... Are și vă? Ce șmecher! Red switches. Că... E mai zgomotoasă decât credeam. Ok. Ok. Hai de soace. Se aude extraordinar de tare. Este la un... Asta este tastatura bună pentru CSGO, că n-are switch-uri de alea cu click. Are switch-uri liniare. Da. Cere două chestii de-astea. Ok. Și așa este iluminată. Acum dacă apăsăm pe function și pe ESC, are modul ăsta cu puls. Să se aprindă, oprite, mereu pornite, mai mici și ia uitați, când nu mai poți și mai vrei să dai în jos, te avertizează, nu se de nimic. Da, nu știu, n-am ce să fac. Mie îmi place modul ăsta și acum foarte mari. Oricum nu s-a văzut mai nimic, deci importează că mie îmi place. Ia să vedem. Deci, hai să facem un typing test. Tastatură Marvo KG 922 luminată. Deci, cam așa scrie. Așa este foarte bun. Ok, păi cam atât a fost cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi o să ne auzim data viitoare. Pa!